Iubiții mei, prieteni și frați, vin din nou cu aceeași bucurie în mijlocul vostru, nu pentru că lucrul acesta a devenit un fel de obișnuință în sufletul meu, ci pentru că este real, se petrece de fiecare dată când mă întâlnesc cu ceva viu, proaspăt, frumos, din cuvântul lui Dumnezeu, ceva care îl văd pentru un lucru pe care îl văd pentru prima dată și imediat îmi zvâgnește sufletul că aș vrea să-l împart cu prietenii, cu toată lumea care iubește cuvântul lui Dumnezeu și pe Domnul. Este o bucurie, în adevăr, în sufletul nostru, mai mare decât au ei când reușesc într-un fel sau altul, așa spune Psalmul. Astăzi, cu această ocazie, împreună vom explora tema care poartă titlul Chemat, dar nu primit. Deși am citit o viață Evanghelia după Ioan, capitolul 1, toată Evanghelia, dar capitolul 1 în special, o viață am citit lucrul acesta, nu am observat decât acum că de fapt aici se petrece ceva de-a dreptul uluitor. Scriptura spune în acest loc, deci Ioan capitolul 1, versetul 11, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul ăsta care îl știam pe din afară, deodată într-o atmosferă de rugăciune și de înălțare sufletească, deodată a căpătat o altă valoare și vreau să aduc pe masa cuvântului său acum, astăzi, acest cuvânt. Cum adică a venit la ai săi? A venit la ai săi pentru că ai săi l-au rugat. Din zorii zorilor omenirii, gândul unui mântuitor, în cuvintele sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, gândul venirii unui mântuitor, unui salvator, s-a imprimat în conștiința umanității. Vom întâlni această idee în marile religii ale lumii, în culturi. Chiar am făcut o explorare largă a acestui lucru, am rămas uluit. Ideea de venire a unui Mesia sau a unui salvator este pretutindeni. O întâlnim în toate epocele istoriei și în toate culturile, în toate religiile, peste tot întâlnim ideea aceasta într-un fel sau altul, dintr-o direcție sau alta, dar ideea de salvator. Acum însă nu ne vom ocupa de acest studiu istoric, ci vom rămâne în cadrul poporului Israel, numit poporului Dumnezeu. Și aici, în cuvintele pe care le găsim, a venit la ai săi, constatăm că, de fapt, adoptarea sau adopția lui Israel ca și a întregii familii omenești este legată de faptul că viața vine de la Dumnezeu. Lui datorăm viața și mișcarea, a predicat Pavel în Areopag. De acolo vin toate lucrurile acestea. Și când el a venit, a venit la ai săi. Dar este mare diferență între faraonul Egiptului, care a spus, cine e Domnul ca să asculte el? Nu, eu nu cunosc pe Domnul. Este mare diferență între omul acesta și ai săi care au predicat, au cântat, au scris în scripturi, au citit, au învățat copiii, s-au rugat la Dumnezeu, sute mii de ani s-au rugat la Dumnezeu pentru venirea Salvatorului. El când a venit, Mântuitorul nostru, nu a venit arbitrar, ci a venit ca răspuns al chemării, al rugăciunilor, al cântărilor, al slujbelor care s-au ținut în mii și milioane de forme pe pământul nostru și în mod special în Israel. El a răspuns rugăciunii acesteia. Am fost personal într-o sinagogă evreiască și au în parte din ritual, este la un moment dat oprirea oricărei slujbe și întoarcerea întregii congregații cu spatele la altar și cu fața spre ușă, spunând bun venit Mesia, te așteptăm Mesia, te așteptăm Doamne să vii. Aceasta este interpretarea gestului. A venit. Și el nu a venit pentru că a venit, ci a venit pentru că a fost chemat. A venit pentru că s-au rugat, pentru că au cântat. Ce au făcut oamenii aceștia care s-au rugat, au cântat? Așa cum și noi astăzi ne rugăm și cântăm și predicăm cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Când cuvântul s-a împlinit, ce s-a întâmplat? Scrie cuvântul lui Dumnezeu, nu l-au primit. Noi avem această glumă printre creștini.
ia seama ce te rogi ca nu cumva să se împlinească. Este asemănător cu copilul acela care suna la uși, la porți suna și după aceea se ascundea și ieșea gospodina, se uita sau cineva, nu era nimeni, intra înapoi și râdeau și suna la următoarea poartă și până la urmă gospodina a vorbit, a sunat cineva, dar n-a fost nimeni. Și la mine a sunat, dar n-a fost, și la mine, cine, l-au găsit până la urmă și l-au pus să măture toate curțile acestea unde a sunat înainte pentru timpul care l-a pierdut gospodina. Ia seama ce te rogi ca nu cumva să se împlinească. Este o glumă aceasta, dar este mult mai grav și mai sinistru alt aspect al situației acestei. Ia seama ce îi cer lui Dumnezeu să facă, nu cumva atunci când va face lucrul acesta tu să nu-l primești, tu să-l refuzi, tu să-l respingi. 1 Ioan, capitolul 5, ne dă etapele cererii și rugăciunii noastre către Dumnezeu. Cerem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne dă, noi primim lucrul acesta și ultimul punct nu este primirea, ultimul punct este a lua în stăpânire. Ultimul punct nu este a aduce medicamentul, ci a lua. Dacă nu luăm, este nimic. Dacă nu luăm în stăpânire ce am cerut în rugăciune, atunci ne-am rugat împotriva noastră, pur și simplu, sau ne-am ridicat împotriva noastră și a proprii noastre rugăciuni. Iisus era aici unde oamenii aceștia au cântat despre El, au creat poeme, au creat psalmi, avea o istorie țesută cu așteptarea Lui. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Însă, mulțumim lui Dumnezeu, versetul nu încheie aici, ci scrie în versetul următor că au fost unii care l-au primit, tuturor celor ce l-au primit, spune partea aceasta. Lucrul asupra căruia aș dori să rămânem în momentele de față este tocmai acest absolut de neînțeles, irațional, absurd pas pe care putem să-l facem în viața noastră, să sunăm la soneria lui Dumnezeu, să-i cerem ceva lui Dumnezeu și apoi când ne dă să respingem lucrul acesta. Sigur că dacă intrăm în psihologia unei astfel de atitudini, vom găsi tot felul de explicații, dar privit de la distanță, cineva care înțelege această problemă și vede un popor care se roagă sute mii de ani și așteaptă venirea lui Mesia și că în momentul când el vine și respinge oamenii aceștia, s-ar întreba, zice, oare textul ăsta nu e adevărat, poporul meu a nebunit. Așa ceva e de neimaginat și totuși lucrul acesta se întâmplă în viața noastră și riscă să se întâmple permanent. Asupra acestui lucru ne atrage bunul Dumnezeu atenția acum. Când te rogi lui Dumnezeu pentru schimbarea vieții tale, pentru schimbarea vorbirii, purtării, familiei, bisericii, lumii în care trăiești, când ceri ceva de la Dumnezeu, nu te juca de rugăciunea, nu suna la ușă și după aceea fugi, te ascunzi după copac ca să râzi de gospodina care iese. Nu face lucrul acesta pentru că mai devreme sau mai târziu lucrul acesta se transformă în altceva. Ei, spune Pavel, voi singuri v-ați dovedit, vă considerați, vă socotiți nevrednici de viață veșnică. Ce a însemnat, care a fost semnificația? Am învățat deci că semnificația venirii lui este legată de rugăciunile și cântările și slujbele care au fost ținute în numele lui și chemarea lui de-a lungul secolelor. Care a fost însă semnificația respingerii Mântuitorului nostru, atât în istoria lui Israel, cât și în viața noastră. Și noi avem aceeași istorie la nivel individual. Care a fost semnificația? În momentul în care nu l-am primit și nu-l primim pe Mântuitorul nostru în viață, în momentul în care El ne spune un cuvânt și noi nu-l primim, în momentul acela pe noi înșine ne socotim nevrednici de viață veșnică, nevrednici de împărăția lui Dumnezeu, pe noi înșine ne dăm afară, pe noi înșine ne excludem din împărăția lui Dumnezeu. Noi nu dăm afară pe Dumnezeu, e un absurd, nu are sens să discutăm acest lucru. Dar prin însuși gestul acesta, cum s-a întâmplat cu Mahatma Gandhi în India, când a intrat în biserica aceea, metodistă cred că a fost, l-au dat afară. Și a spus că să mergi la cei care au pielea cum ai tu. El era negru, adică brun. Și oamenii aceștia i-au răspuns în felul acesta, l-au dat afară. Și atunci, privind în
istorie înapoi și văzând expulzarea Imperiului Britanic din India, declararea independenței de către India și tot ce a urmat de acolo, Gandhi a spus, zice, ei n-au știut că în clipa în care m-au dat pe mine afară pe ușă, au dat afară de fapt Imperiul Britanic din India. Pe ei înșiși s-au dat afară, nu pe mine m-au dat afară, ci pe ei înșiși s-au dat afară. Să fii chemat, să fii invitat și totuși să nu fii primit. Vă puteți imagina ce ar însemna să faci lucrul acesta la nunta ta sau într-o ocazie oarecare, trimiți o invitație cuiva și îi spui, te invit, te rog să vii și fă tot ce se poate să vii și te aștept, prețuiesc foarte mult venirea ta. Este cel mai frumos lucru care mi se poate întâmpla, vino, ești invitat de onoare, ai locul cel mai însemnat. Și când a venit, pleacă de aici, noi nu vrem să știm cine e omul ăsta, pleacă de aici, răstignește-l. Iubiții mei, probabil spunem că nu e chiar așa de dramatic, dar așa este. Cred că este mai grav. O să mergem la un episod din Sfânta Scriptură, asupra căruia vom privi de această dată, din această perspectivă. Noi am mai trecut pe aici, dar cuvântul lui Dumnezeu este ca și un diamant, cu atâtea reflexii în toate direcțiile. Și vom merge împreună în Ieremia, la capitolul 42, în momentul în care poporul întreg, toți, când e Scriptura, și toate căpetenile, toți comanducătorii, toate comitetele, toată lumea care era acolo cu răspundere în direcția aceasta, au venit la prorocul Ieremia și i-au adresat următoarea cerere, capitolul 42, versetul 2. Fie bine primită înaintea ta rugăciunea noastră, au spus ei, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei care au rămas aici, că eram mulți, dar acum nu mai suntem decât un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem, să ne spună ce avem de făcut. Aceasta a fost rugăciunea. Ia seama când te rogi, nu să nu cumva să se împlinească, pentru că se împlinește. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Dumnezeu nu pune rugăciunea noastră la coșul de gunoi când o trimitem. No, niciodată. Nu, problema nu este dacă se va răspunde sau nu rugăciunii. Sigur, Dumnezeu răspunde totdeauna, nu în forma așteptată, mă rog, am învățat lucrurile acestea, dar Dumnezeu răspunde sigur. Ia seama la altceva. Ia seama dacă ești dispus să primești răspunsul la rugăciunea pe care ai înălțat-o sau nu cumva atunci când vine să-l respingi. Acest lucru este foarte important. Binevoiască Dumnezeu, te rog, vorbește, insistă, ei pe lângă prorocul Ieremia. Prorocul Ieremia răspunde, am auzit, era o cerere bună, frumoasă, vorba lui Moise, când au vrut să plece cele 12, îi scoate, mi s-a părut ceva bun, dar s-a dovedit a fi o catastrofă. Am auzit ce, iată că mă voi ruga Domnului și voi veni înaintea voastră și vă voi face cunoscut fără să ascund ceva, tot ce va răspunde Domnul. Atunci ei continuă ca să asigure pe Ieremia, versetul 5. Domnul să fie un martor adevărat, iau martor pe Dumnezeu din cer. Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să spui. Dumnezeu să fie un martor pe Dumnezeu și din cer și așa. Fie bine, fie rău, spune ei în versetul 6, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Ei știu că de acolo vine fericirea, ei știu ce înseamnă acest lucru. Ei au încredere în Dumnezeu că le va da lumină și va călăuzi. Aceasta a fost cererea. Ieremia și-a luat 10 zile, cum a fost în camera de sus, 10 zile, post, rugăciune, nopți, dezbucium, dezbatere, până când ființa i-a fost pregătită lui ca Dumnezeu să-i poată dărui cuvântul său. Când Ieremia a fost gata, nu când Dumnezeu a fost gata, când Ieremia a fost gata, atunci a primit cuvântul. El a chemat imediat toate
pe tot comitetul acesta de conducere, toată biserica de acolo, toată lumea care era prezentă acolo, adunare generală, toată lumea, și spune așa, așa vorbește Domnul, ascultați cuvântul Domnului. Și răspunsul era, nu mergeți în Egipt de împărat, de Nebucadnețar, care vă temeți voi și vreți să fugiți în Egipt, el va veni acolo, el ajunge acolo, Dumnezeu știe acest lucru. Și spune, nu vă duceți acolo, că vă duceți înaintea nenorocirii. Stați aici pe loc, veți fi păziți de Dumnezeu, sunteți protejați de Dumnezeu. Eu ascultat cuvântul acesta, Ieremia s-a uitat la fața lor și fața lor era împietrită și înrăită vis-a-vis de răspunsul acesta pe care ei l-au cerut. Ei au jurat, ei au spus. Nu s-au rugat oamenii sute de ani pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos? A venit în final. Ce s-a întâmplat? Iată și oamenii aceștia trec prin aceeași situație. După toate rugăciunile lor, Ieremia spune, vă înșelați singuri. Dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeu vostru zicând mijlocește pentru noi și fă-ne cunoscut ce îți va spune și vom face, vă înșelați singuri dacă m-ați trimis și n-ascultați. Versetul 21. Eu v-am spus astăzi. V-am spus cuvântul acesta obținut după 10 zile de post și rugăciune, dar voi n-ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru. Ei nu ziseseră încă nicio vorbă, dar pe chipul lor se citea respingerea. Respingerea ce? Respingerea a ceea ce ai cerut chiar tu în rugăciunea ta. N-ai cerut tu lucrul ăsta în rugăciune la Dumnezeu? N-ai jurat tu pe Dumnezeu din ceruri că vei asculta dacă e bine, dacă e rău? N-ai spus tu că știi că e fericirea ta atârnă de ascultarea sau neascultarea de acest cuvânt? Nu ești tu care ai spus aceste lucruri? Ce se întâmplă acum? Zice, voi nu voiți să ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat el să vă spun. Alternativa este aceasta, să zice, veți muri de sabia de care vă temeți aici, veți muri acolo, de foamete și de ciumă, de acele lucruri care vă temeți de aici, din necredința în Dumnezeu, și vă duceți după ele acolo. Acolo nu numai că nu veți găsi rezolvarea, ci veți găsi exact nenorocirea aceasta. Ieremia 43:1, după ce a ținut predica aceasta în fața întregului popor cu antetul Așa vorbește Domnul, scrie în versetul 1, când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care îl însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, atunci conducătorii, Azaria, Iohanan și ceilalți, împreună, vă rog să subliniem ceva din cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2, Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui care... Toți oamenii aceia îngânfați au zis lui Ieremia, minți. Nu, Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo. Domnea în acea adunare un duh de bănuială. Orice fel de faptă, orice fel de gest, orice cântare, orice rugăciune, orice vorbă era imediat interpretată, sucită, ce a însemnat, de unde vine, ce înseamnă, era, se numește duh de bănuială. Este un demon care stârnește în oameni, nu accesul la adevăr, ci stârnește emoții totdeauna. Frică, bănuială, înseamnă că asta, înseamnă că cealaltă. Și oamenii care au acest, sunt stăpâniți de acest duh de bănuială, ei își consumă sufletul și viața doar în a bănui ce înseamnă ceea ce se întâmplă. Ei nu cred niciodată în ce se întâmplă, ceea ce este în spatele la ce se întâmplă, să vezi de ce, uite, conectează cu asta, vine de acolo, același lucru. Mintea este chinuită, hăituită de acest demon, ea aleargă în dreapta, în stânga, cu acest fel de bănuiel, nu doar noaptea de frică, uneori și nu e nicio frică, alte dăți ajung să urască oameni pentru ceea ce bănuiesc, sau este duh de bănuială acesta. Și acest duh de bănuială este peste această adunare și el distruge puterea cuvântului lui Dumnezeu. Din motivul acesta, bănuiala rea e unul din păcatele de care ne-a spus Domnul, stai departe de lucrul acesta.
Este un lucru este să înțelegi ce se întâmplă, alta e să bănuiești. Aici Duhul Sfânt face diferența în sufletul nostru. Datorită îngânfării din sufletul lor, ei n-au ascultat cuvintele lui Dumnezeu, ci au bănuit că este altceva și atunci ei spun în versetul 2, de aici, minți. Nu, Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo, ci, versetul 3, ci Baruch, fiul lui Neria, te ațâță împotriva noastră ca să ne dai în mână haldeilor să ne omoare, să ne ducă robi în Babilon. Dumnezeu era Baruch? Dumnezeu însuși a vorbit lui Ieremia. Ei, când au înălțat rugăciunea, au înălțat-o către Baruch? Nici atât. Către Domnul Dumnezeu. Când ei au jurat credincioșie și că vor asculta și au jurat lui Baruch lucrul acesta. Iar când Dumnezeu a vorbit, Baruch, iată ce face Duhul acesta de bănuială, ce devastare produce într-o familie când intră bănuială între un soț și o soție. Totul e nenorocit în momentul acela, este otrăvită atmosfera, copiii chinuiesc, e o continuă bănuială, orice fel de text în telefon, orice, e continuu sub acest duh de bănuială. Este un duh de bănuială. Nu este nimic altceva, de care Bunul Dumnezeu ne poate elibera în clipa în care noi hotărâm să primim libertatea de la Dumnezeu. Degeaba cerem ceva de la Dumnezeu care ne dă și primim, dar nu luăm în stăpânire. Degeaba cerem eliberarea de un astfel de duh, ba dimpotrivă, Duhul acela își întărește și mai mult stăpânirea asupra sufletului nostru. Omul acesta, Baruch, te ațâță împotriva noastră. Ieremia era țâțabil, putea fi el care și-a dat viața pentru poporul acesta, putea fi acuzat că este țâțat de cineva, primește țâțările cuiva, să vezi ce se întâmplă, cine zice, ce face. El ți-a spus să ne spui aceste lucruri, Baruch, și ca să cădem în mâna haldeilor să ne omoare, omul ăsta ne urăște, te-a învățat pe tine să ne urâm și uite așa. Și așa a fost distrus cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? S-au adunat toți împotriva cuvântului Dumnezeu, au locuit și pe Ieremia, pe prorocul mincinos, minți, nu te-a pus Dumnezeu așa ceva. Bun, l-au luat și pe Baruch chiar, cel pe care ziceau ei că îl urăște, că îi urăște și că îi ațâță și au plecat în Egipt. Faptul că au luat și pe Ieremia, au luat și pe Baruch de care vorbea, arată clar că ei știau ce vorbeau, nu credeau ce spuneau, dar au folosit aceste lucruri ca să justifice neascultarea lor. A venit la ei săi. Când au ajuns în Egipt, Ieremia a luat niște pietre și le-a ascuns în pământ și a spus, zice, vă feriți de Nebucadnețar, n-ați ascultat de Dumnezeu, n-ați vrut să ascultați cuvântul. Vedeți unde sunt pietrele astea? Uite, aici o să vină omul ăsta, împăratul ăsta, o să vină, o să distrugă toți zeii Egiptului, idolii, o să ia prizonieri pe idoli, împreună cu toți idolatrii și cu stâlpii și cu zeii și cu tot ce se întâmplă acolo și își va așeza covorul și tronul peste pietrele astea. Uitați-vă unde sunt acum. A fost cutremurător de adevărat și oamenii aceia au pierit de sabie, de foamete, de ciumă, de tot ce... pentru că ei când au schimbat cuvântul lui Dumnezeu pe o bănuială, n-au avut niciodată o evidență, pentru o dovadă pentru lucrul acesta, bănuiau că îi urăște Baruch, bănuiau că l-a ațâțat pe Ieremia. Când au distrus cuvântul acesta lui Dumnezeu prin bănuiala lor, ei și-au distrus propria viață. De aceea Ieremia și încheie cuvântul lui către ei, versetul 22 din capitolul 42, să știți că dacă n-ascultați, veți muri de sabie, de foamete și de ciumă în locul unde voi să vă duceți ca să scăpați de ele, vă veți întâlni cu ele. A venit la ei săi și ei săi nu l-a primit. Lucrul acesta nu trebuie neapărat evaluat la scară istorică sau la scara unui popor, poporul Israel, ci luat personal, așa cum este scris în psalm, spune cuvântul lui Dumnezeu foarte limpede, în sulul cărții este scris pentru mine, despre mine, despre mine. Eu trebuie să iau cuvântul acesta. Și cel din tâi lucru pe care suntem chemați să-l facem atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și cerem ceva în rugăciune, cerem prezența lui Dumnezeu în viața noastră,
Primul lucru pe care trebuie să-l facem, Doamne, ajută-mă, că atunci când vine răspunsul acesta la mine, în clipa în care ai început să te rogi, a și ieșit răspunsul iaspul lui Daniel, atât durează, în clipa când vine la acest răspuns la mine, ajută-mă să primesc ce am cerut. Ajută-mă să nu cumva să vin înaintea ta cu o cerere pe care n-am de gând să o primesc. Să cer de la Dumnezeu un lucru pe care sunt hotărât să-l resping. Cuvântul lui Dumnezeu însă, așa cum spuneam în versetul 12 din Ioan, capitolul 1, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Acest lucru a fost câștigat prin credință și prin har, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Acesta este lucru cel mai însemnat asupra căruia trebuie să rămânem noi în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă ca nu cumva să te chem și apoi să te resping. Ajută-mă ca totdeauna ce am cerut în rugăciune să poată fi pentru mine duh și viață. Lumina luminează în întuneric, spune versetul 5 din capitolul 1. Și întunericul n-a biruit-o. Hotărât lucru. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar nu toți la care a venit el au răspuns la fel. Pavel este confruntat cu această problemă gravă. Israel întoarce spatele lui Dumnezeu, spune el, dar neamurile deschid suflet. A venit la ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Nu numai noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu, cei ce l-au primit. Nimeni nu este copilul lui Dumnezeu prin naștere, ci prin primirea Domnului nostru Iisus Hristos. Altfel, Biblia spune, voi aveți de tată pe diavolul. Primirea Domnului Hristos creează această diferență în viața mea și a ta, de la un om firesc, pământesc sau demonic, ajung să fiu copil al lui Dumnezeu, să fiu fiu al lui Dumnezeu împreună moștenitor cu Domnul Hristos, primirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ia seama, dar ce te rogi și fii gata ca din adâncul sufletului tău să primești ceea ce Dumnezeu a pregătit să-ți dăruiască. Iubiții mei, invitația aceasta stă în picioare pentru noi toți. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu a venit la ei săi, se referă la tine și la mine. El vine la tine, el vine la familia ta, el vine la biserica ta și la lumea în care ești. Nu depinde de venirea lui, ci depinde de primirea ta. În ce îl privește pe el, el nu cunoaște nici grabă, nici întârziere. Planurile lui se îndeplinesc la împlinirea vremii, fără discuție. Dar lucrul acesta nu încheie istoria vieții noastre, ci primirea sau respingerea este cea care aduce toată această distinție în viața și ființa noastră. Doamne, Dumnezeul nostru, nu ne rugăm doar pentru venirea ta în viața noastră, ci ne rugăm și pentru primirea ta. Îți mulțumim că totdeauna ai onorat cuvântul tău, dar ajută-ne ca aceste lucruri pe care le cerem de la tine să le primim din tot sufletul nostru. Și cum răspunzi rugăciunii noastre de a veni în viața noastră, Doamne Dumnezeu nostru, răspunde rugăciunii noastre de a te primi în viața și ființa noastră. Ne închinăm și îți mulțumim pentru cinstea aceasta, cea mai înaltă care poate fi vreodată înțeleasă de cineva, a venirii tale în viața noastră prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.